la ședința ordinară a Consiliului Local, pe luna august 2018. Întâi o să vă aduc la prima ședință informarea doamnei primar. Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederea articolului 38 din legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali, vă aduc la cunoștință că începând cu data de 27 august 2018 mă voi afla în concediu de odihnă pentru 10 zile. Toate atribuțiile mele vor fi delegate în această perioadă domnului viceprimar Bortogardier. Cele 10 zile de concediu fac parte din concediul de odihnă pentru anul 2017 și neefectuat. Având în vedere că președintele de ședință, domnul Valin Eugen, nu este prezent astăzi la lucrările ședinței, motivat de apariția unor probleme la servici, ne vedem nevoiți ca să începem ședința cu alegerea președintelui de ședință. Vă rog să faceți propuneri. Aveți altă propunere? Punem la vot propunerea dumneavoastră. Mulțumesc. Acesta ar fi fost și primul punct al ordinii de zi, care este și suplimentar. Trecem întâi la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din luna iunie 2018. Dacă sunteți de acord cu procesul verbal. Mulțumesc. Am să rog doamna președintă ca să dea citire ordinei de zi fără punctul suplimentar care a fost alegerea președintelui de ședință. Dar nu, poate. Având în vedere dispoziția primarului numărul 115/24/08/2018, sunteți convocați la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Pădărești, care va avea loc joi 30/08/2018, ora 9:30, în sala de ședință a Consiliului Local Pădărești, cu următoare ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind complexarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Pădărești, județul Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi al asistenților personal și încheierea contractelor individuale de muncă ale acestora în anul 2018. Dacă sunteți de acord, ordinea de zi pusă, vă mulțumesc. Voi trece la prezentarea proiectelor de hotărâre. Deci primul punctul suplimentar, alegerea președintelui de ședință. Se alege în funcția de președinte al ședinței Consiliului Local, doamna consilier Bortoș Gabriela, care va conduce lucrările ședinței Consiliului Local și va semna lucrările adoptate în luna august 2018. Dacă suntem de acord cu proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018. Se aprobă completarea anexei privind achizițiile directe pentru anul 2018, după cum urmează. La capitolul 1 se completează cu punctul 100, respectiv 40 bucăți mănuși de protecție. La capitolul 2 se completează cu punctul 45 de servicii de vitanjare. Și punctul 46, servicii eliberare, certificat digital pentru semnătură electronică. Dacă sunteți de acord cu aceste completări. Vă mulțumesc frumos! Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului drumurilor care aparțin domeniului public al Comunei Pădărești și județul Bacău. Se modifică anexa hotărârii Consiliului Local numărul 9 din 15 februarie 1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Pădărești ca urmare a măsurătorilor cadastrale. Și avem aici poziția din anexă 61, denumirea bunului clădire cămin cultural sat satul nostru, dar Liliancul numărul 298. Elementele de identificare sunt suprafață construită 439,
fundații din beton, pereți de cărămidă venitoare din tablă, categorie de importanță de anul dobândirii sau dării în folosință 1980, suprafață construită 14 metri pătrați, următorii vecini. La Notrun Sătesc, strada Liliacului, la sud Pârgarul Valeru, la est Pârgarul Iulian și la vest Cortoș Rozalia. Și la punctul 62 din anexa inventarului, teren aferent cămin cultural satul nou, strada Liliacului numărul 298, suprafața totală a terenului este de 897 metri pătrați. Se aprobă completarea anexei hotărârii Consiliului Local numărul 9 din 15 februarie 1999, privind aprobarea bunurilor care alcătuiesc inventarul domeniului public al Comunei Bărgărești, respectiv după poziția 87, se introduce poziția 88, după cum urmează. Clădire, stație, pompă, apă, sat Bărgărești, strada Coșer numărul 120 bis. Suprafața construită este 17 metri pătrați, cu fundație din beton, pereți de cărămidă împeditoare din tablă. Anul dobândirii sau dării folosință, 1990. Dacă sunteți de acord cu aceste modificări și completări ale inventarului. Și ultimul punct, proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi al asistenților personali și încheierea contractelor individuale de muncă ale acestora în anul 2018. Începând cu data de 1 septembrie 2018, se aprobă suplimentarea numărului de posturi pentru asistenții personale persoanelor cu handicap grav, de la 4 posturi la 6 posturi. Contractele de muncă ale asistenților personali vor fi încheiate de primarul Comunei Bărgărești. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea celor două posturi, este vorba despre 2 copii cu boala Down, care, a căror părinți, reprezentanți legali, au optat în acest an, în loc de indemnizația de care aceștia beneficiau, au optat pentru încadrarea cu asistent personal. Dacă sunteți de acord, vă mulțumesc. Adiverse, vă rog frumos să vă ascult. Aveți vreo probleme? Alte discuții și alte probleme de ridicat, declar închise lucrările ședinței.